În ultimii ani, Spitalul de Psihiatrie de la Schitu Grecia a devenit de nerecunoscut. Meritul pentru schimbarea radicală revine atât celor care au condus spitalul, cât și administrației județene, principalul finanțator al investițiilor realizate aici. La momentul actual, spitalul este complet reabilitat, așa cum puteți observa și dumneavoastră, sunt aproape de finalizare ultimele lucrări de anvelopare a pavilioanelor 6, a blocului alimentar și a pavilionului administrativ. S-au schimbat învelitoare la toate pavilioanele. La acest moment, ultimul care este în lucru este pavilionul 5. Tot cu bani de la Consiliul Județean vor fi făcute și o parte din investițiile ce vor urma. Una dintre ele, considerată a fi o prioritate, o reprezintă înlocuirea rețelei de apă potabilă veche de aproape 30 de ani, având în vedere numărul mare de solicitări venite din partea pacienților care au nevoie de tratament. Conducerea spitalului intenționează să extindă capacitatea unității medicale prin înființarea a două noi compartimente. Și așteptăm la acest moment sursa de finanțare. Pentru încă un pavilion cu două secții, una de gerontopsihiatrie, care se adresează, așa cum am spus, pacienților cu afecțiuni psihiatrice cu vârstă înaintată, peste 60 de ani, cât și pacienților cu demență senilă. Gradul de ocupare al paturilor din această unitate medicală este de 100%. Pentru a se putea interna aici, pacienții sunt nevoiți să aștepte și câte 3 luni.